Rugăciune către Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, Atanase Todoran din Bichiciu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, pentru împreună mărturisire în vremuri de încercare a credinței. Sfinților Atanasie, Vasile, Grigorie și Vasile, dinpreună cu cei 19 țărani năsăudeni bătuți cu vergile, muceniciți împreună cu voi pe mocirla de la Salva din părțile Năsăudului și cu toți mărturisitorii Ortodoxiei din Transilvania și de pretutindeni, mijlociți înaintea tronului Preasfintei Treimi pentru noi păcătoși. Ne rugăm vouă celor care ați biruit cu evangheliceștile arme pe vrăjmașii dreptei credințe să ne fiți aproape și gramnic ajutători la ceasul încercărilor noastre de obște. Sfinților martiri năsăudeni, care cu darul mucenicii v-ați împodobit, întăriți-ne într-o credință, răbdare și mărturisire. Cu darul vostru izbăviți-ne de frica de cei puternici și vrăjmași și sădiți-ne nouă singura mântuitoare frică, cea de Dumnezeu. Voi care ați împlinit cuvântul Domnului, la dregători și la reci veți fi duși pentru mine spre mărturie lor și păgânilor, iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți, fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este care grește întru voi. Dați-ne cuvânt bun împotriva celor ce prigonesc credința noastră. Ajutați-ne ca întru totul să urmăm pildei voastre, căci ați ascultat mai mult de Dumnezeu decât de oameni și v-ați pus sufletele voastre pentru Mântuitorul nostru, urmând întâiului dintre mucenici, arhidiaconului Ștefan. Depărtați de la noi toată vrajba și dezbinarea și ne ocrotiți de frații cei mincinoși și de lupi îngrozitori care vor să sfâșie turma lui Hristos. Rugați-vă pentru noi, sfinților martiri năsăudeni, ca în ceasul judecății de apoi să vă privim fără de rușinare, cu bucuria părtășiei în Hristos, primind un colțișor în raiul cel luminos. Amin. Sfinții martiri și mărturisitori năsăudeni, Atanasie Todoran din Bichiciu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, cu cei 19 țărani năsăudeni, au fost martirizați în anul 1763 de către autoritățile catolice habsburgice pe platoul numit Mocirla din localitatea năsăudeană Salva. Sfântul Atanasie a primit cununa mucenicie la cei peste 100 de ani ai săi, fiind frânt cu roata de sus în jos, alături de confrații săi Vasile, Grigorie și Vasile, care au fost spânzurați, și de cei 19 sărani care au fost bătuți cu vergile, mulți dintre ei murind sub lovituri. Sfinții martiri și mărturisitori năsăudeni sunt sărbătoriți la 12 noiembrie, iar icoana făcătoare de minunea Sfinților se cinstește în Biserica Românească de Lemn, ocrotită de ei, din orașul Solvesborg, în Suedia.